Inima nu impresionează prin dimensiuni. Cu toate acestea, mușchiul inimii este cel mai puternic. Inima bate încă din perioada intrauterină. Înregistrează cam 100.000 de bătăi pe zi. Asta înseamnă că într-o viață de 70 de ani adunăm cam 2,5 miliarde de bătăi de inimă. Inima nu funcționează întotdeauna optim, din mai multe motive, iar afecțiunile cardiovasculare înregistrează un număr mare de victime la nivel global. La nivel mondial, bolile cardiovasculare sunt răspunzătoare de circa 17,5 milioane de decese în fiecare an, aproximativ unul din trei decese. Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în anul 2030, acest bilanț al victimelor va crește la aproximativ 24 de milioane. Termenul boală cardiovasculară se referă la o serie de probleme legate de inimă și vasele de sânge. Bolile cardiovasculare pot fi prevenite. Eliminarea comportamentelor de risc pentru sănătate ar preveni cel mai puțin 80% din aceste afecțiuni. Răspunsul foarte academic este respectarea stilului de viață. Deci, dietă acceptată, stres fără doar și poate potrivit, evitarea stresului, bineînțeles, potrivit persoanei, vârstei, sexului și așa mai departe. Și un oarecare status fizic, deci ceva, mers pe jos, mers pe bicicletă, activități sportive, ceva de genul ăsta. Asta este răspunsul foarte larg. Un răspuns însă mai corect ar fi unul personalizat. Deci fiecare persoană, știți, în momentul când nu cunosc persoana respectivă, nume, pronume, adresa, ce lucrează sau ce a lucrat. Sunt o sumă de întrebări, mai mult sau mai puțin stas, muncește, nu muncește și când muncește, partea genetică, mama, tata, frații, decese sau boli cardiovasculare mai dure, la rudele de gradul întâi, care au murit sau n-au murit, sau au avut boala respectivă la o vârstă mai mare sau mai mică, ei anticoncepționale sau nu, fumez, de când fumez, de ce nu mai fumezi, ce medicamente ai luat, ce alte boli ai făcut. Deci sunt foarte multe întrebări colaterale, dar foarte importante pentru a spune tu, doctor cardiolog, pacientului cum să se ferească de evoluția bolii actuale sau cea viitoare. Deci personalizarea, care nu poți să faci la telefon dacă faci consultație online. O dietă sănătoasă și un stil de viață activ sunt armele cele mai eficiente împotriva declanșării bolilor cardiovasculare. Experții sunt de părere că putem reduce riscul dezvoltării acestor probleme de sănătate prin îmbunătățirea stilului de viață, ce presupune în primul rând adoptarea unei diete alimentare sănătoase. Mai mult, specialiștii recomandă evitarea consumului de alcool în exces și renunțarea la fumat, precum și evitarea expunerii la fumul de tutun.